Mă bucur să fim din nou împreună și mai mult de atât mă bucur că avem prilejul ca să putem să înălțăm glasurile noastre, fiecare personal înaintea lui Dumnezeu și să venim cu problemele noastre înaintea lui. De altfel, despre rugăciune aș putea spune că ele sunt de mai multe feluri, așa cum și cuvântul Domnului descrie lucrul acesta. Sunt rugăciuni de mulțumire, rugăciuni de laudă la adresa lui Dumnezeu, apoi sunt rugăciuni de cereri personale, fiecare cu problema lui, mai sunt rugăciunile de mijlocire, așa cum s-a vorbit aici, când frații mijloceau înaintea lui Dumnezeu pentru cei care erau persecutați din vremea aceea, care erau omorâți chiar, și când Dumnezeu îngăduie ca cineva să moară pentru numele Lui, este o mare binecuvântare pentru sufletul care acceptă lucrul acesta. Pentru că cuvântul Domnului spune foarte clar, cine caută să scape viața, o va pierde. Dar cine o va pierde pentru numele lui Dumnezeu, nu pentru altceva, o va câștiga. Eu parafrazez ca să înțelegem mai bine pe cea veșnică. Pentru că viața nu se termină aici pe pământ. Doar trecem într-o altă stare de existență de unde de-abia începe veșnicia. Aleluia. Și atunci întreb eu, ce fel de oameni ar trebui să fim noi ca să putem să avem parte cu Dumnezeu și aici și în veșnicie? Și cuvântul Domnului ne învață lucrul acesta și când o să avem ocazia, o să vorbim despre lucrurile pe care Dumnezeu ne învață cum să trăim pe pământul acesta și ce avem de făcut. Pentru că atunci când vine ultima zi trăită aici pe pământ, bucuria noastră să fie deplină. Aleluia. Și întâlnirea noastră cu Dumnezeu să rămână eternă. Și să nu mai fim despărțiți de El niciodată. Aici pe pământ oamenii reușesc să ne despartă unii de alții. Așa cum am auzit întâmplarea povestită despre fratele nostru drag, cu Petru, când a fost luat din mijlocul fraților, închis, pus între doi soldați înarmați și încă 14 în afara celulei. Deci erau 16 soldați care păzeau un om legat cu două rânduri de lanțuri la mâini. Mă întreb eu, ce-ar putea să mai facă un astfel de om? Când amândouă mâinile sunt legate cu două rânduri de lanțuri și între doi soldați înarmați, ce-ar putea să mai facă un astfel de om? Și ni s-a spus, se poate elibera prin puterea Duhului Sfânt, în numele Domnului Iisus Hristos, să treacă de toate străjile care îl păzeau cu atâta grijă, pentru că pedeapsa pentru soldații care erau puși să păzească un obiectiv, dacă era călcată, soldatul acela trebuia să fie pedepsit cu moartea. Și nimeni nu și-ar fi dat viața pentru a paza a o zi, două, trei sau cât era lui încredințat un post să vadă de el. N-ar fi avut nimeni curajul să-și calce acest consemn. Cine a făcut armata știe ce înseamnă încălcarea consemnului. Ei se folosau de armată pe vremea aceea pentru că era autoritate deplină în stat. Noi avem și noi o autoritate deplină în univers. Și ăsta este Domnul nostru, slăvit să-i fie numele, care atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, nimeni să nu mai poată împiedica să primească mântuirea în urma botezului în apă, așa cum cuvântul Domnului și însă și Iisus Hristos ne învață. Noi în acest Stăpân ne încredem, în acest Domn cu autoritate deplină. Avem încredere de plină, căci El ne scapă și de lațul vânătorului. El, dacă ne trece prin valea umbrei morții, nu ne lasă acolo. Și eu am trecut de câteva ori și știu ce înseamnă asta. Atunci când te vezi fără nici un ajutor și când oamenii intervin cu toată bunăvoința și își pun toată tehnica în aplicație, și la un moment dat dau din numeri și spun, nu mai putem face nimic. Și atunci intervine Dumnezeu și face totul.
Poate că ești supărat, întristat. Poate că ai avut probleme în viață. Poate că ți-au afectat caracterul. Nu uita. Astea toate într-o zi se vor termina. Fie bogat, fie sărac. Fie sănătos, fie bolnav. Fie de rang înalt sau ultimul rob. Toate astea se vor încheia. Și ceea ce rămâne pentru viața de dincolo, pentru eternitate, este ceea ce faci din dragoste pentru semenii tăi, împlinind porunca despre care cuvântul Domnului scrie să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și înaintea ei să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea ta, cu toată ființa ta, cu tot ce ești tu. Și când împlinești aceste două porunci, le-ai împlinit pe toate. Slăvit să fie Domnul! Eu aș vrea să înălțăm o rugăciune pentru cei ce sunt în necaz și suferință. Este rugăciunea de mijlocire care are mare efect, așa cum s-a vorbit și despre Petru. Frații nu încetau să se roage în biserică. După plecarea din biserică se adunau undeva într-o casă, scrie cuvântul Domnului în capitolul 12 din 4. Și acolo ei se rugau și insistau înaintea Domnului să se îndure de cei ce sunt prigoniți. Și spre surprinderea lor apare în mijlocul lor omul despre care nimeni nu mai avea certitudinea că va scăpa cu viață în următoarea zi sau zile. Depinde ce hotărâre lua acest om, Irod. Și se trezesc cu ei, cu el în fața ușii. Și îl vede o femeie și în loc să-i deschidă, se duce bucuroasă și spune: a venit Petru. Știți ce cuvânt i-au spus? Ești nebună. Știți ce înseamnă nebun în sensul acesta? Cuvântul Domnului spune foarte clar că cine se mânie pe fratele lui cade sub pedeapsa soborului. Cine se supără, cine zice prostule fratelui său cade sub pedeapsa soborului. Am greșit. Cine zice nebunule cade sub pedeapsa genei. Ce înseamnă nebun? Nebun înseamnă om împotriva lui Dumnezeu, om împotriva la ceea ce Dumnezeu a trasat ca noi să trăim. Și când îi spui unui om din acest, unui om, cuvântul acesta de nebun, îl acuz de împotrivire față de Dumnezeu. Și poate lucrul acesta nu e adevărat. Așa cum a fost și în situația acestei femei când a spus, e la ușă, nu se poate, cu tine e o problemă. Și s-au convins că era adevărat. Asta înseamnă rugăciunea de mijlocire pentru cei necași și suferința. Îl găsim pe Domnul Iisus Hristos când merge în Gadar și se întâlnește cu un demonizat. Era un om care îl legau cu cătușe și obezi de fier. Și nu putea să-l țină legat nici măcar cu așa ceva. Că le rupea. Este o chestiune supranaturală să poți să rupi obezi de fier ca om. Așa ceva este imposibil. Dar nu și înaintea diavolului. Să știți că și diavolul face lucruri imposibile. El se poate transforma și în înger de lumină și te duce în eroare dacă nu ești atent și nu ești călăuzit de Domnul. În același timp, te poate transforma mai rău decât o fiară sălbatică, fiind om de fapt. Și diavolul l-a transformat pe omul acesta mai rău decât o fiară sălbatică. Și trăia în munți, se scrijelea cu pietri, își făcea răni. Diavolul căuta să-l distrugă. El știa că dacă omul ăsta cumva nu moare, până se va întâlni cu Iisus, va fi scăpat. De aceea a pornit și furtuna dinaintea întâlnirii cu el. Când au trecut peste lac și furtuna aceea mare s-a sfernit. Nu Dumnezeu a sfernit-o. Dar să nu uitați un lucru. Și diavolul se folosește de lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. Și vă dau un singur exemplu, sunt nenumărate. Uitați-vă la undele prin care se transmit mesaje auditive și vizuale. Dumnezeu le-a creat. Dar în același timp și diavolul se folosește de ele. Și copii, voi știți mai bine ca cei în vârstă. Internetul vă poate oferi aceste lucruri murdare și în același timp și Dumnezeu a îngăduit ca prin el să se transmită lucrurile lui sfinte. Acum problema este cine devine internetul? Nu. Sunt undele pe care Dumnezeu le-a creat și se folosește de ele.
Problema e că și diavolul se folosește. Noi trebuie să știm ce alegem de acolo. În cazul în care nu știm ce alegem, urmează să suportăm consecințele de care nimeni nu ne va scuti. De aceea, mare atenție, când folosiți lucrul acesta pe care Dumnezeu le-a creat, uitați-vă bine să vedeți al cui mesaj este transmis pe ele și dacă nu este mesajul Domnului, nu-l acceptați. În momentul când ochii voștri privesc la lucruri murdare, se întipăresc în mentalitatea, în mintea și în caracterul vostru, în așa măsură încât nu le veți mai putea șterge. Și asta ar putea să vă afecteze fericirea sau eternitatea. De aceea, mare atenție la ceea ce facem atunci când ne folosim de lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat și de care și diavolul se folosește. Nu uitați, iubiții mei, diavolul se folosește și de cuvânt, și de Biblie. Și unii oameni îi acuză pe alții și spun, tu o să primești multe lovituri pentru că știi multe. Dar el nu-și dă seama că el dacă nu știe multe, o face pentru că nu vrea să știe, ca să nu fie pedepsit. Știți cum se numesc oamenii aceștia? Biblia spune cum se numesc. Doamne, păzește-ne de asemenea caracter. Nu cumva la alții să le atragem atenția și noi să spunem că nu știm. Dar pe ei îi acuzăm. Căci ceea ce îi acuzăm pe ei cade asupra celor ce acuză. Cuvântul Domnului spune clar că toate lucrurile se întorc asupra capului fiecăruia. Deci dacă fac bine, să aștept bine. Eu nu zic de la oameni. Cu toate că și cuvântul Domnului spune că ceea ce vreți să vă fac oamenii vouă, faceți-le voi întâi. Și eu am încercat și asta. Și în loc să-mi facă ce n-am făcut eu, m-am trezit cu totul altceva. Și am mulțumit Domnului pentru încercarea prin care a trebuit să trec și prin amenințările care mi-au fost aduse la adresă pe nedrept. Și apoi după ce am fost cercetat așa cum și apostolii au fost cercetați și nu au fost găsit vinovați. Mi s-a dat drumul și mie, ca și lor. Slăvit să fie Domnul. Deci eu aș dori să ne gândim bine atunci când vrem să venim în mijlocire pentru frații noștri. Să avem deplină încredere și certitudine căci Dumnezeu ascultă rugăciunile pe care le înălțăm, rugăciunile de mijlocire. Și ele sunt ascultate. Vreau să vă mai spun ceva. Domnul Iisus Hristos intervine în unele situații fără să fie chemat. Și avem dovezi biblice. Avem dovezi când se întâlnește cu omul de la scăldătoare, cu ologul. Ologul n-a cerut vindecare. Cu toate că Domnul Iisus Hristos m-a întrebat ce vrei să-ți fac. Și în loc să spună vreau să mă vindeci, a început să se motiveze și să spună uite, sunt 5 pridvoare. Ce erau pridvoarele astea? Era un lac, era ca un lac. Această oază în care oamenii se aruncau când un înger tulbura apa. Și la oaza asta erau 5 tuneluri, că astea sunt pridvoarele, 5 tuneluri care intrau la oaza aceasta. Și toți care erau bolnavi veneau acolo, că știau că primul care se aruncă după tulburarea apei este vindecat. Și eu spune, Doamne, n-am pe nimeni. Și până să mă târăsc eu să mă arunc în apă, alții iau înaintea mea. Și Domnul Iisus Hristos nu l-a întrebat de ce nu te-ai vindecat până acum, că era de multă vreme acolo. L-a întrebat ce vrei să-ți fac. Și oamenii sunt obișnuiți când Domnul îi întreabă ce vrea să le facă, să vină cu motivație. Și mai întâlnim oameni din ăștia, care Dumnezeu îi întreabă ce vrei să-ți fac. Și el iară motivează tot felul de lucruri. Și întâlnim oameni care Dumnezeu îi întreabă ce vrei să-ți fac. Și ei spun foarte concis și clar. Să-mi capăt vederea. Asta era dorința lui Bartimeu. Și el ar fi putut să spună, însă atât la medici, dar nimeni nu m-a chemat să mă vadă și să văd dacă pot să mă ajute cu ceva. Sunt și aici, și atunci erau metode, dar nu erau folosite sau poate nu erau bine cunoscute. Apoi Dumnezeu mai intervine când vii înaintea Lui fără ca alții să știe sau în secret. Și întâlnim femeia aceea bolnavă de mulți ani, care avea o boală din pricina căreia își cheltuise toată averea și rămânsese fără nimic.
Și în ultima instanță și-o zis ea, mi-am cheltuit tot ce am avut cu cei mai specialiști doctori. Și starea mea, în loc să staționeze măcar, agravează. Mai am o singură șansă. Dacă aș putea să mă ating de boala hainului Domnului Iisus, eu cred că mă voi vindeca. Și prin mulțime s-a strecurat și a făcut loc. S-a atins de poala hainei Domnului Iisus și a simțit tămăduirea pe loc. Și Domnul Iisus Hristos pune o întrebare pentru unii absurdă. Când a întrebat, cine s-a atins de mine? Și ucenicii au spus, păi tu mă întrebi cine s-a atinge când toți te îmbulzesc? Din toate părțile ești atins. Cum poți să întrebi așa ceva? Și Domnul Iisus Hristos astăzi ne spune, toți îl îmbulzim, dar nu toți avem interese precise ca să se facă cu noi ceea ce ne dorim, ca femeia aceea. Facă Domnul Iisus în seara aceasta ca cei care vin în secret cu probleme înaintea Lui să fie ascultați așa cum femeia aceea i s-a împlinit dorința în momentul atingerii de haina Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare și așa cum se obișnuiește să aducem înaintea Domnului cauzele noastre. Și fiți siguri că Domnul ne ascultă. Amin. Pentru că uitați-vă la mine. M-a ascultat. M-am pus pe genunchi. M-am rugat. Și când m-am ridicat în picioare, m-am ridicat sănătos. Și am testat să văd dacă e adevărat. Și zi de azi e la fel. Ca și atunci. Amin. Când m-am ridicat pe genunchi. De ce? Căci Domnul ascultă rugăciunea acelui neprihănit. Nu-i meritul meu că sunt neprihănit. Dar așa vă vede Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Așa ne vede pe toți, neprihăniți. Datoria noastră este să luptăm cu noi înșine, să nu dăm curs diavolului, să-și aducă planurile lui la îndeplinire prin noi. Haideți deci cu cauzele aduse înaintea Domnului.